Bună ziua, mă numesc Eleonora. Am venit să împărtășesc experiența mea cu altarul lui Dumnezeu. Eu când am ajuns aici la această catedrală, am ajuns într-o viață distrusă, în toate sensurile, spiritual, în toate sensurile. Am avut o viață distrusă, eram o persoană tristă, supărată, mâhnită, spuneam că nu mai am nicio ieșire la toate problemele și financiar, dar când am ajuns aici la catedrală, am perseverat la slujbe de rugăciuni de vineri, de duminică, miercurea, auzindu-se, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și am pus în practică cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu m-a ajutat. Am auzit vorbindu-se de focul sfânt, iar eu am zis că vei participa la focul sfânt pentru că aceasta este oportunitatea mea pentru a ieși din aceste probleme. Viața mea spirituală era distrusă, familia mea era viciată, cu probleme. Am auzit vorbindu-se de focul sfânt. Deci am sacrificat, am urcat pe altar cu sacrificiul meu și am sacrificat de mai multe ori, nu o singură dată, pentru a rezolva toate problemele de dezlegare, de eliberare. Acum viața mea este, am o viață fericită, sunt puternică, am pace, liniște. Familia mea cât de cât este realizată, binecuvântată de Dumnezeu. Deci altarul este o oportunitate pentru noi. Altarul ne face puternici și ne rezolvă toate problemele dacă ne încredem în Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu și punem în practică ceea ce Dumnezeu ne spune, ceea ce Dumnezeu ne transmite. Altarul, deci fără Dumnezeu noi nu putem face nimic, fără Dumnezeu suntem un nimic. Dumnezeu, dacă noi împlinim cuvântul lui Dumnezeu și îl punem în practică, Dumnezeu ne din nimic ne face mari, din nimic ne face mari. Dumnezeu în viața mea mi-a schimbat-o, acum viața mea nu mai sunt tristă, nu mai sunt mâhnită, nu mai sunt cu familia, familia mea e binecuvântată. Financiar munceam și nu mă ajungeam și acum, deci după ce am devenit zeciuitor fidel și am și sacrificat, Dumnezeu m-a binecuvântat, mă duc bine, mănânc ce vreau, mă îmbrac bine. Deci familia mea e fericită, financiar le-am rezolvat, viața mea spirituală este bine, am pace, am liniște și rog pe toate persoanele care au problemele care le-am avut și eu să vină, să sacrifice, să aibă încredere în Dumnezeu și în altarul lui Dumnezeu, că viața lor se va schimba.